Reporterii Canal 5 au decis să întrebe pe locuitorii capitalei cum evoluează munca aleșilor poporului. Mulți dintre cetățenii pe care i-am întâlnit au avut doar critici cu privire la actul guvernării. Oamenii ne-au spus că în 4 ani de aflare la putere a Partidului Acțiune și Solidaritate nu au văzut nicio schimbare în bine. În plus, afirmă ei, nimeni din actuala guvernare nici nu este interesat de problemele cetățenilor de rând. Oamenii au mai menționat că în timp ce deputații își majorează salariile, pensionarii trăiesc în sărăcie. Eu cred că vacanțele sunt pentru cei care au muncit, dar deputații nu au făcut nimic. Ce vacanță au? Ei ar trebui să lucreze și să lucreze ca să trăim mai bine, pentru că nu simțim încă acest lucru. Au comis multe erori și, după părerea mea, trebuie să te odihnești doar după ce ți-ai făcut treaba. Din cauza lor, lucrurile doar merg din ce în ce mai rău în această țară. Și cum să crezi după asta că vor să avem o viață frumoasă și să trăim frumos în Europa? Ei și-au construit Europa pentru ei cu mult timp în urmă, judecând după salarii, mașini și casele, atât în străinătate cât și aici. Ce pot spune oamenii, mai ales pensionarii? Nu este nimic de spus, fără cuvinte. Nu le-aș da nici 2 puncte, poate doar nota 1. Promit foarte multe și noi putem promite, dar care-i sensul să promiți și să nu faci? Nu vedem nimic pozitiv. Conducerea nu ne acordă nicio atenție, ieșim la mitinguri, protestăm, cerem, dar nimeni nu iese să stea de vorbă cu noi. Parcă au crescut rădăcini în fotoliile celea, în care le e bine. Au condiții, aparate de aer, apă, salarii. Ei vin și pleacă, dar noi tot rămânem cu aceleași probleme. Ei adoptă legi greșite, schimbă Constituția, după care asupresc opoziția, nu se poate așa. Ei prețuiesc Constituția, am auzit-o pe Maia Sandu vorbind despre asta. Avem o Constituție, o lege bună, dar ei o schimbă după bunul plac. Închid oficii, arestează oameni fără motiv. Fiecare persoană are dreptul să fie în opoziție cu acest guvern. Ei înțeleg asta, dar pur și simplu pun presiune asupra opoziției. Se creează impresia că avem o putere nouă, dar care nu face nimic, muncesc doar pentru ei. Au crescut salariile pentru ai lor, se spune că ajung până la 120.000, dar faptul că restul aproape că mor de foame nu interesează pe nimeni. Nu văd schimbări în bine în 4 ani, absolut. Unii dintre interlocutorii noștri au vorbit și despre atacurile deputatului Oazu Nantoi asupra dansatorilor ansamblului Joc. Este groaznic și vorbește despre ceea ce ne stă în acest parlament. Oamenii, în primul rând, sunt prost educați, din cât am înțeles. Nici măcar nu știu cum să mă exprim. Faptul că nu sunt inteligenți este 100%. Faptul că nu știu absolut cum să se comporte este de asemenea 100%. A nu avea concepte de bază și de respect pentru o femeie este deja subnormal. Au concediat conducătorul ansamblului. Este un coșmar absolut. Dacă Oazu Nantoi ar munci atât cât muncesc aceste fete, nu i s-ar părea că se ocupă cu activități morale. S-au dus în acea deplasare ca să muncească, dar fiecare trudă este apreciată și trebuie plătită. Ele nu au făcut decât să propage cultura noastră moldovenească, dar el nu înțelege așa ceva. Amintim că și la ultima ședință din această sesiune, președintele Parlamentului a ignorat drepturile legale ale opoziției și nu le-a oferit deputații grupului parlamentar Victorie posibilitatea de a vorbi de la tribuna din sala de plen. Astfel că aceștia au făcut rezumatul sesiunii la un briefing. Reprezentanții blocului Victorie au numit munca fracțiunii partidului de guvernământ, deoarece anume aceasta este responsabilă de toate legile adoptate în țară, ca fiind o profanare și o politică împotriva poporului. În același timp, după cum a menționat Marina Tauber, proiectele blocului Victorie care ar putea îmbunătăți cu adevărat viața cetățenilor noștri au fost blocate sistematic de majoritatea de guvernământ pe tot parcursul sesiunii. De asemenea, amintim că Asociația Promolex, care monitorizează activitatea Parlamentului, a înregistrat în mod regulat încălcări flagrante ale legislației și ale regulamentului de procedură al legislativului în timpul sesiunii, precum ignorarea drepturilor opoziției, adoptarea netransparentă și în grabă a legilor.